cui scumpătă, scumpie, poate scump cuiva de pe dumneavoastră, m-a provocat fratele Iosif la început și a spus că suntem pe un drum către veșnicie. Nu știu câți realizăm dintre noi lucrul acesta. Eu puțin mai mult îl realizez, pentru că eu când eram la vârsta de 3 ani, când eram cu mama mea de mână și mama avea 26 de ani, mama mea a luat-o domnul acasă, la o vârstă destul de frumoasă. Fata noastră, care avea 4 ani, sănătoasă, nu avea nimic, domnul mi-a luat-o acasă. Și multe experiențe din familia mea, care, neprevăzutele acestea, mă face să mă gândesc puțin mai mult când plec dimineața, în ce relație sunt cu soția mea, că nu știu dacă ajung seara. Am văzut mulți colegi ai mei, am văzut chiar un coleg de muncă care cu un craniu, eu singur și-o zdrobit capul. Și lucrul acestea mă face zi de zi, și vă spun cu cea mai mare sinceritate, de o bucată de vreme, de câțiva ani, întotdeauna când mai avem și noi în familie câte un pic de... Na, eu zic una, Dana zice că ar fi bun așa și ne... Imediat Duhul Domnului mă îndeamnă să mă duc să cereri tare, pentru că nu știu dacă eu seara mai vin acasă. S-ar putea să dea telefon, că noi la muncă avem 2-3 telefoane la câțiva prieteni, în cazul în care nu mai ajungem, să ne anunță. Știți vreunul dintre dumneavoastră când e plecarea? Eu văd multe planuri și nu le văd rău, să nu mă înțelegeți greșit. Dar m-ar frământa să văd între noi planul către veșnicie. Și frate Iosif, cu toate că sunt cu spate la dumneavoastră, dumneavoastră vreau să mă înțelegeți mai bine decât toți. Eu aș dori să cânt mult. Aș dori să fac multe lucruri. Dar simt că e o tăcere. Și tăcerea aceasta vreau să-l susțin de fratele Iosif. Să trăim vremuri grele, iubiții mei. Vremurile grele încercăm să le acoperim și încercăm să o facem o față a lor. Dar vremurile sunt grele. Și cu cât copiii sunt mai mari, veți vedea că vremurile sunt și mai grele. Vă doresc tuturor de aici binecuvântare, vă doresc tuturor de aici har și bucuria copiilor. Dar bucuria copiilor, iubiții mei, este viața noastră de astăzi, este copiii de mâine. Și pentru aceea doresc ca fiecare inimă împreună cu mine să ne pocăim, să trăim o viață curată. Că nu știm, ziua de mâine nu ia nimănui dintre noi și nici a mea. Ia Domnului, dacă vrea, o dă. Dacă nu, o dă. Și de aceea doresc ca fiecare inimă să ne frământe gândul acesta, că ziua de mâine nu e noastră. Planul prea multe nu mai faceți, iubiții mei, că vă spun sincer, eram tânăr și făceam niște planuri frumoase și tatăl meu, un om mai dur, așa cum și eu de multe ori sunt cu copiii, încerc să le să-i moderez și să le spun că planuri prea multe nu vă faceți și eu mă supăram pe tata. Tata, noi trăim altă generație. Nu suntem ca acum, că el era născut în 1908. Noi acum suntem altă generație. Să dea Domnul băiete să faci tot ce spun, că sunt frumoase planurile. Dar nu o să reușești, că nici eu n-am reușit. Vă rog frumos, din inimă și din adâncul sufletului, cu toți împreună, să facem planul pentru a ajunge în veșnicie. Și acolo, ce am construit, acolo vom găsi. Vom găsi o viață veșnică și vom găsi tot ce am făcut pe pământ. Eu am visat un vis într-o noapte și spre rușinea mea, doar numai temelii au construit sunt pentru casa și acolo. Și de atunci mă frământă mult lucrul acesta. Domnul să ne ajute de fiecare dintre noi să înțelegem ce avem de făcut de aici încolo. Amin. Amin. Sunt un copil sărmanuit de lume și pribegesc hoinar pe acest pământ în căutarea unei numai bune pe care aș vrea să o aflu mai curând. Sunt călător și n-am nimic pe lume, bucurile toate mi se frâng, de s-a mărit nimeni nimic nu-mi spune și nimănui nu-i pasă că eu plec. Sunt călător și n-am nimic.
că e plin. De atâtea ori aștept o încurajare să-mi dulcească amarul temelii și sufletul priveam să-mi strecoare o bucurie în eternul timp. De atâtea ori sunt sigur, n-am pe nimeni și n-are cine să-mi vină în ajutor. N-aude nicăieri o formă bună să-mi recorească pieptul plin de dor. De atâtea ori sunt sigur, n-am pe nimeni și n-are cine să-mi vină în ajutor. N-aude nicăieri o formă bună să-mi recorească pieptul plin de dor. Îmi plânge sufletul în fâlbătaie, inima care rane a primit. În lupta grea, în aprica bătaie, în care deseori căzui lovit. Dar țara mea o văd în depărtare și adeseori, deși mă simt în vis, mă scot din pau și alerg tot într-acolo, că starea mea e dreptul paradis. Dar țara mea o văd în depărtare și adeseori, deși mă simt în vis, mă scot din pau și alerg tot într-acolo, că țara mea e tecul paradis. Dar țara mea e sus de tot în zare, iar aici jos 10 zile m-am pus. Și adeseori mă clatin pe picioare și-mi pare că acolo n-am ajuns. Dar chiar dar fi secat în nesimțire, va apărea lângă mine Iisus și m-a întrebat susuri plâng și subțire: ce faci tu, frate, n-ai vrea să fii scos? Dar chiar dar fi secat în nesimțire, va apărea lângă vine Iisus și m-a întrebat susuri plâng și subțire: ce fac tu, frate, n-ai vrea să fii scos? Mă voi scula atunci plin de putere și voi zbura împreună cu Iisus. Cu El de mâine voi plimba pe stele în țara de creștare, acolo sus, acolo fericirea se aștepte. Nu vor mai fi dureri pe-am țărișet. Ultima lacrimă și-o am în cele și-o brațul tot de plâns în paziște. Și orice jignire suferință rană vor fi uitate, parcă n-ar fi fost. Mergi Dumnezeu va împărăși